Trebuie să zici, salutare tuturor, numele este Florea, Robert Flor. Robert Florea și Robert Flor. reprezintele Finetics.ro. De ce te-ai uitat la mine? Au, să fie rău. Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezint rfkinetics.ro. Astăzi vă vom arăta un antrenament de fesieri împreună cu Alexandra, care a băgat o doză dublă de cafea. Cameramanul este de altfel și el pe 3 energizante și eu a trebuit să folosesc un pre-workout să mă ridic din pat. Acest antrenament îl puteți găsi și pe rfkinetics.ro, este antrenamentul de fete pentru experți. Experte. Îmi tremură gâtul, îmi tremură vocea și îmi tremură și o palmă. Așa. O să facem ziua de fesieri, mai exact un antrenament complet de fesieri. Așa că haideți să vedem ce iese. Primul exercițiu este hip thrust-ul, cam acesta este setup-ul, o să avem nevoie de o bancă sau de un stepper, să punem o saltea peste stepper dacă nu avem bancă, pentru că pedul de la bancă este ceva mai moale, deci o să putem să stăm mai comozi. În cazul în care avem un stepper, folosim o saltea pentru că, din nou, avem nevoie de o suprafață mai moale, dar să fie suficient de stabilă. Fixați stepperul în ceva, banca nu va trebui fixată pentru că automat este mult mai stabilă. Referitor la poziția picioarelor, piciorul este așezat în lateral de shoulder, deci dacă avem shoulder-ul care începe aici, venim ușor în lateral față de acesta. Vârfurile sunt orientate ușor spre exterior și în momentul în care executăm mișcarea, genunchii vor fi și ei ori la nivelul gleznei, ori ușor în exterior față de nivelul gleznei. Asta va facilita contracția la nivelul fesierului mijlociu. Pe final de mișcare, în momentul în care executăm, hai să facem o repetare, Alexandra, ca să ne asigurăm că poziția este bună, genunchiul trebuie să fie fix la 90 de grade în momentul în care ajungem în punctul de sus al mișcării. Și cam asta ar fi execuția propriu-zisă. Avem o ușoară izometrie în punctul de sus al mișcării, controlăm negativul și partea de concentric este semi-explozivă. Alte aspecte de care trebuie să ținem cont, pe final de mișcare sus, spatele trebuie să fie la neutru, să nu fim într-o extensie din lombar și acest lucru îl vom face prin contractarea musculaturii abdominale. Și un alt lucru foarte, foarte important, când vizualizăm mișcarea, vizualizăm ca și când am împinge șoldurile la verticală către tavan. Nu vizualizăm mișcarea ca și când am împinge abdomenul pe diagonal în sus. Adică nu vreau asta ca și linie de acțiune a mișcării, ci vreau efectiv șoldurile să fie proiectate în sus. Asta va facilita contracția la nivelul fesierului și va preveni lombarul să intervină din punct de vedere biomecanic pe mișcare. Următorul exercițiu este RDL-ul, Romanian Deadlift, îndreptarea românească, cu bandă de rezistență. Veți fixa o bandă de rezistență într-un punct. De exemplu, puteți folosiți o ganteră mai mare sau puteți vă folosiți de un cadru, de o bancă, în orice caz, să fie un punct fix care să nu poată să fie mutat de către rezistența benzii. Noi vom face varianta cu gantere. Banda are rolul de a facilita extensia în momentul în care ne ridicăm, adică proiectarea bazinului în față, de fapt, nu extensia propriu-zisă. Și mișcarea în sine va fi cam asta. Ia-ți ganterele. Așa, și hai să vedem. Deci, în momentul în care inițiază mișcarea, proiectează fundul foarte mult înapoi și gantelele rămân cât mai aproape de centrul piciorului. Da? Deci venim cu gantele puțin mai aproape de picior. Exact, perfect. Spatele este la neutru, nu stăm în extensie. Acest lucru va fi din nou facilitat de contracția de la nivelul abdomenului. Vom ține umerii cât să nu se ducă foarte mult înainte. Așa. Și mișcarea în sine este cât mai controlată, mergem pe câtă mobilitate avem. Dacă simțiți că vi se curbează spatele, atunci este clar că 1. Nu aveți suficientă mobilitate sau 2. Pur și simplu v-ați pierdut controlul asupra musculaturii abdominale și ați pierdut din bracing. Un alt lucru pe care vreau să-l specific este că Alexandra are foarte multă mobilitate, deci o să vedeți o rază a mișcării foarte, foarte amplă. Și pe final de mișcare, în afara faptului că își proiectează în față bazinul, ea își împinge teoretic vârfurile ușor spre exterior, ca și când ar face o rotație. Dar nu face rotația la propriu, ci face doar intenția propriu-zisă. Acest lucru va facilita contracția la nivelul fesierului mijlociu. Încă o chestie, dacă facem varianta fără bandă de rezistență, o să evităm această proiecție înainte a bazinului, pentru că singurul motiv pentru care ea poate să-și ducă bazinul înainte și să fie safe pentru coloane e faptul că are rezistența din spatea benzii. Acum vă vom arăta varianta fără bandă de rezistență, o să fie doar
teoretic unghiul la care facem mișcarea ușor modificat, pentru că nu o să mai fie ușor înclinată înainte, ci o să stea la verticală. Da? Deci, de aici, ganterele vin în jos, le menținem cât mai aproape de centrul de greutate, respectiv de proiecția acestuia, nu în centrul de greutate, deci efectiv pe mijlocul piciorului. Așa, abdomenul este încordat cât spatele să fie la neutru. În momentul în care termină mișcarea, după cum puteți vedea, se duce cu bazinul în față, deci nu face mișcarea cu intenția de a veni în extensie, ci face mișcarea cu intenția de a proiecta bazinul înainte și să contracteze cât mai bine fesierii pe punctul final al mișcării. De asemenea, un lucru foarte important, după cum spuneam, ea teoretic împinge din vârfuri spre exterior, astfel încât să contracte fesierul mijlociu mult mai bine. Nu se vede, dar ea teoretic împinge cu vârfurile spre dreapta, respectiv spre stânga. Așa. Și un alt aspect, din nou, umerii rămân ușor retrași. Acest lucru va facilita menținerea spatelui superior la neutru, pentru că dacă lăsăm umerii să se ducă înainte, o să avem o ușoară curbare a coloanei toracale. Bun. Următorul exercițiu este mule kicks la scripete. Teoretic e o extensie din șold. Începem în regim de alungire pentru fesier. Cu cât se duce femurul mai în față, cu atât se întinde mai mult fesierul. Și pe final de mișcare aliniem femurul cu șoldul, făcând o extensie la nivelul acestuia. Așa. Bun. În punctul final al mișcării, desigur, blocăm, menținem contracția. Pe partea de mișcare propriu-zisă, ea nu se duce doar în extensie, ci și proiectează vârful ușor spre exterior. Asta va facilita din nou contracția la nivelul fesierului mijlociu. Abdomenul, desigur, e încordat, spatele e la neutru, găsim un punct de sprijin în originea scripetelui și cam asta ar fi tot. Mișcarea controlată, lentă. Știu că foarte mulți oameni nu sunt fani ai acestui exercițiu, dar este un exercițiu excelent de izolare în momentul în care îl executăm corect. Acum o să executăm niște hiperextensii pentru fesier. Această variantă, în momentul în care ea nu-și flexează lombarul, o să pună accentul pe fesier. De asemenea, o chestie foarte, foarte importantă, când execută mișcarea, își duce vârfurile spre exterior, din nou facilitând contracția la nivelul fesierului mijlociu, și în momentul în care revine pe mișcare, își proiectează vârfurile în jos. Acum, după cum puteți vedea, abdomenul încordat, rămâne spatele la neutru, gâtul este aliniat cu coloana. Și desigur facem teoretic un hip thrust inversat. E ca și când am vizualizat că ea împinge cu șoldurile în pad, astfel încât să contracte fesierul. Simți contracția doar pe fesier, nu-i așa? Da. Așa. Și acest lucru este posibil doar din simplul fapt că își ține spatele la neutru. Există o variabilă a acestui exercițiu, când ești gata poți să te oprești. Mai există o variabilă a acestui exercițiu în care ducem umerii în față, astfel încât să curbăm coloana toracală, dar această poziție nu mi se pare ok, pentru că o să faciliteze o ușoară flexie, extensie la nivel lombar. Iar în unghiul ăsta ar putea să cauzeze o discopatie. Teoretic, dacă persoana care face acest exercițiu nu este expertă, pentru că până la urmă acest program este de un nivel expert, poate să se accidenteze făcând varianta cu umerii înainte. Există într-adevăr argumente care ar putea veni în favoarea acestei mișcări, cum că ar fi activarea la nivelul fesierului mai bună, dar de ce să nu facem o variantă mai safe, care să ne permită să o facem pe termen lung, astfel încât să ne protejeze coloana. Primul exercițiu din acest circuit va fi aducția la aparat. După cum puteți vedea, vine în capătul mișcării, strânge foarte, foarte bine, controlează mișcarea și întinde cât de mult îi permite mobilitatea. Ea, având o mobilitate foarte mare, stă la verticală, dar dacă mobilitatea ar fi fost redusă, ar fi trebuit să stea pe spate. Așa. Cam asta este tot aici. După cum puteți vedea, mișcarea este executată lent, controlat, ca orice altă mișcare de altfel. Al doilea exercițiu este abducția. O să vreau picioarele să fie din nou cu genunchiul la 90 de grade, exact. Bun, spatele este drept, putem să ne lăsăm chiar puțin mai mult pe față, exact. Acest exercițiu nu este efectiv pentru marele gluteu, o să lucreze foarte mult gluteul mijlociu și piriformul, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că este un lucru rău. Vrem să avem gluteul mijlociu și piriformul cât mai puternici. Așa. Desigur, blocăm pe final de mișcare, facem toată raza mișcării, ne ducem până în capăt, până când aproape lipim genunchii. Și cam asta ar fi tot. Dacă vom sta la verticală, din nou, o să vrem să menținem abdomenul încordat pe parcursul mișcării. Dacă stăm pe spate, putem să ținem abdomenul relaxat pentru că nu avem nicio încărcare pe coloană. Bine, oricum nu avem încărcare pe coloană, dar dacă stăm la verticală și facem o mișcare dintr-un membru, automat vrem cât mai multă stabilitate și asta va fi atinsă, această stabilitate optimă, doar prin contracția la nivelul abdomenului.
O să vedeți că este un subiect foarte, foarte des abordat de către mine în acest video și în general, pentru că stabilitatea la nivelul centurii pelvine este extrem de importantă pentru prevenția accidentărilor. Acum avem un circuit de 3 exerciții, este un circuit metabolic, adică un circuit pentru stres metabolic propriu-zis. Primul exercițiu va fi de 60 de secunde, următoarele două exerciții vor fi de 90 de secunde. Primul exercițiu este kettlebell swing. Prima dată și având, după care face mișcarea doar din bazin, adică generează această inerție din șold, prin proiecția în fața a șoldului, nu face nimic cu brațele, deci nu facem o flexie la nivelul umărului. Kettlebellul se duce înainte din inerția generată de către bazin. Deci ducem cât mai mult fundul înapoi, după care exploziv proiectăm bazinul înainte. Acesta este kettlebell swing-ul. Al doilea exercițiu este o genuflexiune tip sumo. Așa. Forma este ca și când am face un back squat, adică ne ducem cu trunchiul în față, astfel încât să facilităm contracția la nivelul fesierilor. Desigur, va lucra quadricepsul, va lucra terenul inferior, dar vom avea o contracție foarte, foarte bună și la nivelul fesierului, respectiv la nivelul fesierului mijlociu, datorită poziției. Este desigur o genuflexiune tipică, avem core bracing, genunchii se duc pe direcția vârfurilor și mergem pe toată amplitudinea mișcării, cât ne permite mobilitatea. Așa. Al treilea exercițiu este o ridicare de bazin la saltea sau la prosop în cazul de față. Teoretic va face o versiune de hip thrust în regim de scurtare. Așa. Deci tibia este la verticală pe final de mișcare, bazinul cât mai sus, aliniem șoldurile cu spatele și încercăm să nu conducem mișcarea din lombar, ci să o conducem din fesier, proiectând bazinul la verticală, fără să facem acea mișcare din lombar, proiectând burta pe diagonală în sus. Și cam asta ar fi tot. Numele meu este Robert Florea, reprezint RFKinetics.ro. Asta a fost tot pe astăzi. La revedere! Bun, dacă v-au plăcut aceste videouri, lăsați-mi un comentariu. Dacă vreți să vedeți mai multe antrenamente pentru fete, cu același model, să sperăm, dacă mai vine vreodată, pentru că nu s-a distrat prea mult. Deci acesta a fost antrenamentul de astăzi. Nu este exact varianta de pe site, avem niște mici modificări. Pe site o să aveți desigur PDF-ul cu antrenamentul, aveți în PDF menționate toate tehnicile de stres metabolic. Fiecare exercițiu are menționat tempoul, numărul de repetări, pauza și ce implică acea tehnică de stres metabolic. Acest antrenament, deși este pentru experte, poate fi efectuat și de intermediare, dar asta înseamnă să aveți un an, doi de experiență, adică să înțelegeți mișcările compuse, să aveți să vă stăpâniți corpul cât de cât, să aveți un autocontrol și o disciplină fizică, să spunem așa. Cam asta ar fi tot. Numele meu l-am zis deja, îl știți oricum. Sper. Adios.